Vreau să mulțumesc televiziunii române că dă acest film. Filmul Matca a însemnat un lucru foarte important pentru mine. De asemenea, televiziunii trebuie să-i mulțumesc că îmi aduce în memorie câteva emoții și sentimente pe care un regizor de teatru le trăiește foarte rar. În primul rând, neînțelegerea a lui Camus cu Eliza Petrăchescu în rolul principal când am lucrat în direct. Acum, nu numai că nu lucrăm în direct, dar mai mult, acest mic filmuleț îmi este făcut de un prieten care are în mâinile lui un simplu telefon și mă filmează pentru voi. Înseamnă că tehnica s-a schimbat foarte mult. Dar sentimentele rămân aceleași. Matca a așteptat 9 ani ca să fie dată pe post. A fost dată pe post, acum a fost dată după un post, adică după Paște. Și sper că toată lumea s-a gândit că trăim un Paște neașteptat, un Paște care dorim să ne aducă lumină și bucurii, și replicile de final ale lui Bălănuță, de fapt ale poetului, ale lui Marin Sorescu, sunt extraordinare. Când totul a dispărut, când speranța a dispărut, mai rămâne o bucățică de speranță. Această speranță nu avem voie să o pierdem. Vă mulțumesc și uitați-vă cu plăcere la niște mari actori care joacă pentru dumneavoastră din eternitate.